faci pe Dumnezeu să zâmbească. Ce faci un plan. Planul meu inițial era ca domnul Mircea Albu, artist, fotograf, președinte și membru fondator al Asociației Fotografice Arti Mici din Cluj-Napoca, cel care a gândit și realizat expoziția la care sunteți prezenți, să vină la Șimleu și să spună câteva cuvinte. Din păcate, din motive obiective, nu am mai putut fi prezent astăzi aici, așa că a rămas ca eu, Paul Pastor, pentru cine nu mă cunoaște, președinte al Asociației Fotografice Joi la 5 și unul din cei patru fotografi expuși astăzi, să vorbesc în locul lui. Asociației Arti Mici îi datorez startul în fotografie. Acum 10 ani am absolvit cursul de fotografie ținut de domnul Mircea Albu la Cluj-Napoca. Și tot lui îi datorez prezența în expoziția de astăzi, Ardeleni Himalaya. Expoziție care a debutat în primăvară la Cluj, a poposit peste vară la Târgu Mureș, iar astăzi, sub umbrela Bathory Fest, căruia îi mulțumesc tot ce înseamnă Bathory Fest, debutează la Șimleu, la Cafe Concerto, căruia îi mulțumesc de asemenea pentru găzduire. Fototur din Brașov și Mihai Moiceanu, mentorul meu în fotografie, se fac vinovați de faptul că m-am îndrăgostit de Nepal. Împreună cu Mihai am fost în Nepal în 2011, pe Valea Langtang. Apoi am urcat la baza Everestului la 5650 de metri pe vârful Kalapatar în 2014, iar la sfârșitul anului trecut am fost în circuitul Annapurnei. Pentru mine Nepalul este dragoste la prima vedere și locul unde m-aș întoarce oricând. Așa cum se poate vedea din pozele lui Mihai Moiceanu, cele al negru de pe peretele de vis-a-vis. Nepalul este despre vârfuri înzăpezite, despre măreția naturii, sau din pozele mele despre oameni, sau din pozele lui Cătălin, din pozele lui Marian Iancău, despre religie, istorie, spiritualitate, sau din pozele lui Cătălin, despre toate acestea câte puțin. Două cuvinte mai am. Nepalezii nu știu să mintă. Nu știu să mintă. Nu sunt programați genetic ca să știe să mintă. Nu se ceartă și nu-și bat copiii. Ar fi și greu să facă toate acestea, având în vedere că salutul lor, Namaste, înseamnă, în traducere liberă, salut divinitatea din tine. Cu speranța că am reușit să aducem un pic din Nepal la Cafe Concerto, că poate veți avea ocazia să vedeți aceste locuri și oameni într-o zi, vă invit la un ceai și închei cu salutul Namaste. Mulțumesc! Namaste. Annyit mondott még azt elmondanám, Namaste,
hagyományos nepáli köszöntés, hogy tisztelem a benned lakó istenséget. És ez megnyilvánul abban is, hogy nem veszekednek, gyermekeiket nem verik, mindenkivel szépen beszélnek. Köszönöm.